străzi care nu mai citesc și eu mă întreb uneori cu ce poți să-ți umpli viața dacă nu mai citești. Mă rog, asta e o întrebare retorică. Dar curiozitatea mea mergea tocmai înspre revelarea acelor mecanisme care... Mecanisme e ceva foarte ingineresc spus. Dar mă rog, motoarele interne, cum se petrece combustia poeziei lui Viorel Mureșan, fiindcă e, mai mult decât spunea Mihai Vieru, explozivă, e implozivă. Adică din fiecare vers al acestor mici bijuterii, pare că mocnește ceva. Și fapt, s-ar putea să nu poată răspunde la întrebarea asta, că poeții nu își dau secretele atât de ușor, dar poartă poetică am putea să improvizăm în momentul ăsta? Dacă tot s-a adus vorba despre această specie ciudată care este haiku și care oricum nu este o specie românească și nu va exista niciodată un haiku românesc, vreau să spun că am intrat în acest joc cu mulți ani în urmă, când Alexandru Mușina a venit acolo unde trăiesc eu, la Surduc, cu o echipă de studenți de-ai săi, să culeagă folclor. Și după mesele și le ocupau, făcând concursuri de haiku. Și am intrat și eu, deci, în acest joc cu ei, erau tinerii lui studenți de la Brașov. Până atunci niciodată nu m-am gândit să scriu haiku, deși cochetam cu forme aproximative. Niciodată nu m-am gândit că mă voi supune celor 17 silabe aranjate în tocmai după regulile haiku-ului, respectiv 5, 7, 5 silabe. Am intrat la acest joc în vara lui 1992. Atunci s-a întâmplat. Și de atunci tot am scris haiku-uri, cred că am câteva sute, din care aproape în fiecare carte, mai ales în, să zic, de la a patra mea carte, sunt în total 7 acum, în afara unei antologii, am avut câte o secțiune de haiku-uri, în jur de 30 de haiku-uri am selectat pentru fiecare. Între timp m-am și documentat. Sigur că am citit toate antologiile existente în limba română ale haiku-ului japonez. Am citit și cărți despre această specie. Nu știu mai nimic despre ea. Însă mi-am dat seama că trebuie să ai o natură specială. Deci nu oricare poet poate să scrie haiku.